Subiectul pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această seară se cheamă Nu suntem orbi. Oamenii care sunt în jurul nostru văd ceea ce se întâmplă și încearcă să realizeze dimensiunea gravității situației mondiale. Dragii mei frați, ce pot să vă spun este că vine Domnul Iisus. A trecut doar o săptămână de când nu ne-am întâlnit pe calea undelor și pot să vă spun că s-au întâmplat atât de multe lucruri. Domnul Hristos menționa în Ioan capitolul 4, versetul 35, nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți, holdele sunt albe acum, gata pentru seceriș. Dragii mei prieteni, evenimentul acesta care se desfășoară la ora actuală cu privire la pandemia coronavirus, duce absolut iminent la revenirea Domnului Iisus Hristos. Am simțământul acesta interior, sunt împotriva stabilirii timpurilor, nu știu cât va mai dura, dar intrăm într-un mic timp de strâmtorare în care poporul Dumnezeu are nevoie să se pregătească. Toți oamenii manifestă un interes copleșitor față de acest timp. Conducători și oameni de stat, oameni care ocupă poziții de încredere și autoritate, bărbați și femei cu gândire profundă, aparținând tuturor categoriilor sociale, și-au concentrat atenția asupra evenimentelor care au loc în jurul nostru. Și oamenii aceștia au temere de Dumnezeu. Ei se gândesc la lucrurile care se întâmplă, sunt frământați și au nevoie de un răspuns. Au mintea țintită către eveniment. Noi, ca adventiști de ziua șaptea, așteptători ai revenirii Domnului Hristos, trebuie să ieșim în întâmpinarea acestor oameni cu mesajul Soliei Îngerului al treilea și să înștiințăm pe oameni de bucuria și de speranța revenirii Domnului Hristos. Sunt oameni care au o inimă caldă, o inimă duioasă, își dau seama că lucrurile nu sunt drepte, își dau seama că lucrurile sunt străine caracterului lor, ar vrea să trăiască într-o lume mai bună. Observă starea de agitație care pune stăpânire pe toți locuitorii pământului și recunosc faptul că ceva mare și hotărător este pe punctul să aibă loc, că lumea se află pe marginea unei crize nemai văzute sau nemai întâlnite. Toți oamenii aceștia au mintea îndreptată și gata pregătită ca să primească mesajul Domnului Iisus Hristos. Pe de altă parte, îngerii lui Dumnezeu opresc vânturile războiului pentru ca aceasta să nu bată până ce lumea nu va fi avertizată cu privire la sfârșitul ei care se apropie. Însă o furtună își strânge forțele, gata să rezerve asupra pământului, iar când Dumnezeu va porunci îngerilor săi să lase vânturile să bată, va fi o asemenea scenă de război cum nici o pană nu poate descrie. În realitate, nu suntem pregătiți pentru această scenă. Nu va începe sfârșitul și Armagedonul, până când oamenii nu vor fi avertizați. De aceea, aceasta este misiunea mea, misiunea ta, misiunea noastră ca frați, ca oameni temători de Dumnezeu. Haideți să mergem puțin mai departe, să vedem o retrospectivă a evenimentelor care au avut loc și să trecem în revistă efectele nefaste ale crizei. Pierderea libertăților individuale. Aproximativ 3 miliarde de oameni închiși în propria casă, majoritatea cu resurse limitate de hrană și medicamente. Pământul devine o pușcărie planetară, omul de rând nu mai are un nume, ci devine doar un număr. Legile civile sunt înlocuite cu legi despotice care deposedează pe cetățeanul de pe planetă de libertăți fundamentale. Galopăm spre cea mai feroce ordine mondială care a existat vreodată în istoria lumii. Suntem foarte bine protejați de oamenii răi. Acum aș vrea să trec la o proximă escatologică a evenimentelor finale și vreau să îmi permite să le desfășor în fața dumneavoastră. În 1996, Dean Coates, în cartea The Eyes of Darkness, Ochii Întunericului, zic eu, accidental, vorbește de un virus care ar fi fost creat în viitor în orașul Wuhan, în centrul de cercetare din China. E doar o novelă, n-ar trebui să o luăm în serios. În 2011, Hollywood creează filmul Contagion și în acest film se profetizează cu o similaritate izbitoare fenomenul real COVID-19 2020. Acum,
E timpul să trecem de la novele și filme la lucruri mai serioase. În 2013, Germania în mod profetic anticipă ipoteza unei pandemii de COVID-19 și creează un plan de urgență în care este descris programul și pașii necesari pentru ieșirea din criză. Mai tot ce scrie acolo se întâmplă acum în timp real. În 2019, un grup de cercetători se întâlnesc în New York să discute un scenariu ipotetic similar, o criză anticipată sau o criză imaginară de COVID-19, dar de data aceasta în Statele Unite. Suntem în 2020 și mergem cu pas forțat spre implementarea noii ordini mondiale. În Geneza, capitolul 11, versetul 4, Nimrod, autorul primului concept de nouă ordine mondială, spunea: haide să ne construim o cetate, un turn și să avem un nume. O cetate, un turn și un nume. Aceste trei elemente, cetatea înseamnă control social, turnul înseamnă control politic și să avem un nume la care să ne închinăm este evident să avem o singură religie mondială. După această criză, legile duminicale își vor avea locul. Acum este timpul de criză în care oamenii își aleg destinul veșnic, sub steagul Romei sau sub steagul lui Emanuel, sub steagul Domnului nostru Iisus Hristos. Și bineînțeles că această proximă escatologică se termină cu revenirea glorioasă a Domnului nostru Iisus Hristos pe norii cerului. Aș vrea să trec la câteva documente. În o declarație făcută în Yahoo Finances, versiunea australiană, martie 24, 2020, se pare că domnul Bill Gates face o declarație deosebită. Certificate digitale. Viitorul dincolo de COVID-19. Bill Gates prevede că odată ce un vaccin va fi valabil, toți aceia care s-au recuperat sau au fost testați vor primi ca un fel de certificat digital, ca să se poată dovedi că sunt sănătoși. Desigur, aceasta sună îngrijorător. De ce aș avea nevoie de așa ceva? Și dacă nu am un certificat, ce se va întâmpla cu mine? Această intenție de a computeriza, vedeți, după această declarație, ne dăm seama că tot ce se întâmplă astăzi este vorba de control social, de control politic, de control moral, de control cetățenesc, în care libertățile noastre fundamentale dispar. Există un verset din Biblie pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră, din Isaia, capitolul 5, versetul 18. Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funile minciunii și păcatul cu șleaurile unei căruțe. Trăim într-o minciună mondială, dragii mei prieteni. Cetățeanul de rând nu este expus adevărului, nu are dreptul la adevăr, pentru că dacă ar avea dreptul la adevăr, cetățeanul n-ar mai putea fi manipulat. Vă rog frumos, în numele Domnului Hristos, deschideți cuvântul și citiți și Duhul lui Dumnezeu vă va arăta, vă va da un simțământ interior, un instinct interior care este un dar ceresc, să vedeți când oamenii mint sau spun adevărul. Mă refer de la aula unei universități, unde profesor universitar X sau Y spune că nu există Dumnezeu și că noi credem în evoluție. Mă refer la chiar și la televizor. Făceau declarații chiar la după căderea regimului totalitar al lui Ceaușescu, nu mințiți poporul cu televizorul. Am crezut că s-au schimbat lucrurile, dar din nefericire, dragii mei prieteni, trăim în aceeași minciună. Iar Biblia este consecventă cu ea însăși. Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funile minciunii și păcatul cu șleaurile unei căruțe, Isaia 5 cu 18. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Ceea ce este interesant că chiar și un primar al orașului, Mayor Cam Guthrie, face o declarație pe Twitter: odată ce am dat un șut în puncte lui COVID-19, virusului, spunea primarul, aș sugera ca totul să fie închis duminica din nou, ca să apreciem importanța unei pauze în viața noastră aglomerată. Primarii fac declarații multe în circumstanțele date și omul sugerează că ieșirea din pandemie ar trebui să genereze o întoarcere la Dumnezeu, o întoarcere la religie, o întoarcere la biserică și este exact argumentul pe care l-am folosit în prezentarea precedentă, dacă vă aduceți aminte, că această pandemie mondială va aduce inevitabil la darea unei legi duminicale și la o dictatură religioasă mondială să-i faci pe oameni să meargă la biserică cu forța. Ce are pandemia COVID-19 cu legea duminicală? Papa Francisc împărtășește ideea faptului că
Noi, de fapt, suntem loviți de această pandemie datorită faptului că nu ținem duminică. În discuția pe care a avut-o cu jurnalistul spaniol, este evident aceasta, fiind un om foarte inteligent, folosește această criză de moment și recomandă societății planetare ideea că această pandemie este rezultatul călcării legii duminicale. COVID-19 este cumva răzbunarea naturii asupra societății umane pentru călcarea legilor ecologice. În același timp, Papa de la Roma sugerează ideea că ținerea duminicii, o zi pe săptămână, pentru a salva natura, este lucru care ar trebui să-l facem după terminarea acestei pandemii. Mai departe, aș vrea să vă spun că nu se poate ca societatea noastră să nu aibă o reacție, să nu aibă o întâlnire frontală cu Dumnezeu. Legile oamenilor se întâlnesc frontal cu legile lui Dumnezeu și aici va interveni un efect de domino. Există un articol scris de Juno Archo Esteves în Catholic News Service. Catechismul catolic va trebui să fie adus la zi și să fie ajustat prin includerea unei legi ecologice care să scoată în evidență păcatul ecologic. Legea duminicală este pe drum și sunt foarte convins că dacă este o chestiune de o lună, două, trei, patru, un an, doi, trei, nu știu, dar de la criza aceasta lumea atinge un punct terminus irreversibil. Societatea noastră este schimbată în mod absolut și eu aștept cu dorință și cu pasiune revenirea Domnului Iisus Hristos. Eclesiastul capitolul 10 cu 4, când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, că sângele rece te păzește de mari păcate. De fapt, acest verset vorbește de caracter. Este o chestiune de caracter, să nu-ți fie frică. Sigur, noi creștinii, noi nu ne apărăm pe noi înșine. Noi avem pe Domnul Hristos, marele nostru voievod Mihail, care ne va scăpa de toate necazurile acestea și de toate greutățile acestea. Dragii mei prieteni, Domnul Iisus Hristos vine și curajul de a sta în picioare în fața acestei furtuni este doar darul ceresc, este darul lui Dumnezeu. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Sângele rece este un simbol al integrității minții omului care este prizonier al Domnului Hristos. Apostolul Pavel spune că eu, prizonier al lui Hristos, doresc să-i slujesc lui și doresc și eu din toată inima mea să fiu, ca mintea mea să fie prizonieră a Domnului Hristos. Există o furtună de declarații din partea conducătorilor statelor americane care se confruntă cu o situație foarte dificilă și înțeleg pe guvernator pentru că sunt oameni stresați, nu dorm, se ocupă cu organizarea spitalelor, ambulatorii și așa mai departe. Deci înțeleg pe oameni. Însă declarațiile lor sunt destul de surprinzătoare. Guvernatorul statului Virginia a făcut o lege, acum de când a venit pandemia, că mersul la biserică este o crimă. Avem voie doar 10 oameni să primim în biserica noastră și atâta vreme când noi suntem 10 oameni în biserică, suntem protejați de lege. Dacă un cetățean de pe stradă se întâmplă să vină în biserică fără să-l chemăm noi și dintr-o dată este al 11-lea, aceasta transformă biserica într-o ilegalitate și suntem vinovați de crimă de primul grad, se pedepsește cu un an de pușcărie și așa mai departe. Deci mă gândesc că dacă legi de genul acesta, date sub tensiune, sub oboseală, ajută ființa umană sau nu, sau dacă își au logica și rațiunea, dragii mei prieteni. Majorul Eric Garrick din Los Angeles amenință societățile private că vor fi deposedate de privilegiul de a avea apă și curent dacă nu se supun legislației respective. Primarul Deborah Frank are autoritate ca să taie gazul, apa și electricitatea oamenilor care nu se supun și primăria va avea chiar putere de a confisca bunurile personale, casă, mașină și tot ce ai. După toate aceste lucruri, dragii mei prieteni, stau și mă gândesc că noi ca oameni nu ne putem apăra. Suntem pur și simplu în fața unei furtuni perfecte. Spun toate aceste lucruri că mi-e dor de Domnul Hristos și aș vrea să merg acasă. Dacă doriți să stați în picioare în fața acestei furtuni, aș vrea să vă spun, dragii mei, că am două vești bune. Și dacă murim de coronavirus, și dacă nu murim de coronavirus, mântuirea tot o avem în Hristos. Mântuitorul ne-a spus, nu vă temeți de cei ce vă pot omorâ trupul, dar nu vă pot omorâ sufletul. Domnul Hristos ne-a spus să nu ne temem de moarte.
Și totuși există două încurajări pe care vreau să îl împărtășesc cu dumneavoastră la finalul acestui subiect. Domnul Hristos vine în curând, așa mi-e dor de El, așa vreau să petrec veșnicia cu Mântuitorul, cu familia mea, cu copiii mei, cu casa mea, cu toți cei pe care îi iubesc și cu dumneavoastră, cetățeni sinceri, onești, care ascultați la mesajul meu acum. Am trecut prin suferință 6 ani de zile, o suferință care n-aș dori o nici dușmanului meu. Și în suferința aceea, adeseori când eram marcat și torturat de suferință și de moarte și de frică și de toate, deschideam cuvântul lui Dumnezeu, o Biblie pe care am subliniat-o și am mâncat-o, am memorizat toate versetele frumoase biblice care m-au încurajat și m-au făcut să trăiesc. Când nu mai vedeam nimic în fața ochilor, mă plecam pe genunchi, simțindu-mă respins de Dumnezeu și spuneam, Doamne, vorbește-mi ca să nu mor. Și mi-aduc aminte, într-o seară, am deschis cuvântul lui Dumnezeu și s-a deschis la Psalmul 118. Este psalmul care, practic, împarte Biblia în două. Psalmul 118 este centrul Bibliei, iar Psalmul 118, versetul 18, care spune, e mai bine să spui încrederea în Dumnezeu decât să spui încrederea în oameni, este inima Bibliei. E, în noaptea aceea, când nu puteam să dorm, și aveam această senzație de prezența morții inerente, am deschis cuvântul lui Dumnezeu cu lacrimi și s-a deschis la Psalmul 118, versetul 17 până la 19. Și aș vrea să îl împărtășesc cu dumneavoastră, pentru că este nu numai făgăduința mea, ci este făgăduință pentru toți cei care lacrimă, toți cei care lăcrimează, toți cei care au suferințe și necazuri astăzi. Vă înțeleg, pentru că treceți prin valea morții. Nu știu ce se va întâmpla mâine, dar am încredere în marele nostru voievod Mihail, Dumnezeu care se va ridica la urmă ocrotitorul poporului nostru. Haideți să citim versetul acesta minunat. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morții. Deschidem porțile neprihănirii ca să intru și să-L laud pe Domnul. În seara aia, când vedeam și simțeam moartea prezentă, mai mult ca niciodată, cuvântul lui Dumnezeu spune, sunt aici cu tine, nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările lui Dumnezeu. Dragii mei frați, prieteni, surori, concetățeni, tineri, bătrâni, mame, tați, bunici, bunicuțe, dacă e să trăim, vom spune lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Iar dacă Domnul va alege ca să ne treacă la odihnă, și să ne încheiem contul vieții datorită acestei pandemii și sufletul nostru este împăcat cu Dumnezeu, putem spune un amin cu inima și cu sufletul. Eu sunt convins că făgăduința următoare ne întărește, dar eu în nevinovăția mea voi vedea fața ta și mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. Și exact versetul 1 din următorul psalm spune, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Iubiții mei frați, că trăim sau că murim, să trăim pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Vremurile sunt tulburi, dar Mântuitorul nostru ne-a promis o mântuire așa de mare. Apa și pâinea ni se vor da ca în vis. Suntem pe ultima 100 de metri. Fac un apel la toți cetățenii onești și sinceri din toate sferele sociale să ne împăcăm cu Dumnezeu și să ne putem întâlni acasă cu Tatăl nostru. Iisus vine în curând. Aș vrea să împărtășesc un gând frumos, deosebit, pe care Ellen White îl are, să încheie această prezentare într-o notă pozitivă. Să ne întoarcem de la răscrucile vieții prăfuite, înfierbântate și să ne odihnim în umbra dragostei lui Hristos. Aici vom căpăta putere pentru luptă. Aici învățăm cum putem micșora truda și îngrijorarea și cum să vorbim și să cântăm pentru slava lui Dumnezeu. Fie ca cei trudiți și împovărați, să învețe de la Domnul Hristos lecția încrederii liniștite. Ei trebuie să se așeze la umbra Lui, dacă doresc să aibă pace și odihnă. Este rugăciunea mea fierbinte